Spațiul este minunat. Atâtea stele, planete și atâta mister. Din pricina faptului că este foarte greu de explorat, au apărut multe mituri cu privința acestui vid infinit. Astăzi vom vedea 10 mituri despre spațiu. Explodăm în spațiu. Pe Pământ trăim o viață destul de ușoară din pricina atmosferei care ne protejează. În spațiu, în schimb, este doar vid. Fără atmosferă, ești expus la numeroase lucruri. Principalul motiv pentru care ai muri în spațiu este lipsa de oxigen. Cu toate acestea, dacă nu mori din lipsă de oxigen, presiunea ar putea fi un factor care ți-ar aduce moartea. Ea este scăzută. Atât de scăzută încât lichidele din corpul tău se vor evapora, iar tu vei crește, poate chiar de două ori din mărimea inițială. Cu toate acestea, nu vei exploda pentru că pielea umană este foarte flexibilă. În spațiu, ai cam un minut în care poți fi salvat. În acel minut, te vei asfixia, vei simți arsuri și schimbări în corp, vei leșina și e posibil ca plămânii să-ți explodeze. Dar gândește-te în perspectivă. Oricum, șansele să ajungi în spațiu sunt foarte mici. Soarele este o bilă de foc. Fuziunea termonucleară este termenul cheie când vorbim de soare. În ciuda faptului că soarele pare că arde, la fel cum arde focul pe Pământ, ce se întâmplă în soare este o reacție nucleară, nu una chimică, ca arderea. Focul arde pe Pământ deoarece avem oxigen care întreține arderea. În cazul soarelui, în schimb, fuziunea termonucleară nu are nevoie de oxigen pentru a funcționa. Niște atomi mai ușori, precum hidrogenul sau heliul, cu suficientă forță, atracția gravitațională a soarelui în acest caz, se împing atât de tare încât se combină și emană energie. Această energie ajunge pe Pământ sub formă de lumină solară și căldură. Deci dacă auziți pe cineva care zice că soarele arde, explicați asta sau, dacă nu țineți minte, arătați această parte din video. Și dacă tot suntem la soare... Soarele este galben. Dacă pui pe cineva să deseneze un soare, sigur îl va face galben. Pare normal, toată lumea îl desenează cu galben, dar puțin se întreabă dacă soarele este chiar galben. Soarele pare galben când ne uităm la el pentru că lumina emanată trece prin atmosferă. Până și unele poze ale NASA cu soarele din afara atmosferei îl arată galben, dar ele sunt editate cu purul scop de a nu crea confuzie printre neștiutori. Soarele este de fapt alb. Dacă ai dubii, poți încerca să contactezi o persoană care a fost în spațiu, iar dacă ai norocul să-ți răspundă, îți va confirma că soarele este alb. Acum nu te mai numeri printre cei care nu știu ce culoare are soarele. Cu plăcere! Există sunete în spațiu. Asta este una simplă. Sunetul se propagă prin atmosferă. Fără atmosferă, nu avem nici sunet. Mitul că se aud sunete în spațiu este creat de filmele SF. Se investesc milioane în acele filme și ar fi ciudat să nu aibă sunete doar din vina legilor fizicii, așa că mențin o coloană sonoră, păcălind milioane de oameni în a crede că există sunete în spațiu, când de fapt nu există. Cu plăcere din nou! Pământul este mai aproape de soare vara. Aceasta pare logică. Dacă vara este mai cald, înseamnă că suntem mai aproape de soare. Dacă suntem mai aproape de soare, înseamnă că Pământul se apropie de el, nu? Ei bine, nu. Pământul are o traiectorie fixă în jurul Soarelui și nu se apropie foarte tare, nici nu se îndepărtează foarte tare, deoarece își urmează traiectoria. Dar atunci, cum de există anotimpuri? Sper că ai văzut un glob reprezentativ al Pământului. Dacă ai fost atent la detalii, el este înclinat, deoarece așa este și în viața reală. Înclinarea face ca partea de sus, numită emisfera nordică, să fie mai aproape de Soare când este vară la noi și mai departe de Soare când este vară în emisfera sudică, adică partea de jos a globului. Dacă n-ai chef de iarnă, te poți muta pentru 3 luni în emisfera sudică și te vei bucura de vară la costuri pe care nici nu ți le închipuiești. Pământul este o sferă. Dacă toți suntem la forma Pământului, ideea că Pământul este o sferă rămâne doar un mit. Probabil că ați aflat sau veți afla de la școală că Pământul este turtit la extremități și bombat la ecuator. Asta îl face un elipsoid de rotație pentru că forma sa vine de la rotația sa în jurul propriei axe. Un alt factor pentru care oamenii de știință nu consideră Pământul o sferă este relieful. Toți munții și toate văile strică din forma pe care o au globurile de la geografie. Aceste globuri din laboratoare și rafturile profesorilor de geografie sunt o reprezentare convențională la nivelul mediu al mărilor și oceanelor în stare liniștită și se numesc geoizi. Astrologia poate prezice personalitatea sau viitorul.
Deși ar fi frumos să avem semne despre ce se poate întâmpla pe viitor, toate chestiile cu horoscop și ghicit în planete sunt o mare porcărie pentru a lua banii oamenilor sau pentru a-i face ușor să creadă unele lucruri. Ceea ce este cel mai trist este că în jur de 2% din populația globului este ferm convinsă că zodiacul este pe bune și poate prezice viitorul. Dacă credeai în horoscop, Michael Jordan are un mesaj pentru tine. I'm Michael Jordan. Stop it. Get some help. Există o parte întunecată a lunii. Deși vedem aceeași parte a lunii mereu, asta nu înseamnă că există o parte luminată și una întunecată a sa. Tot ce ar trebui să știți este că partea pe care noi o considerăm întunecată este luminată în partea opusă a globului. Deci, practic, există o parte întunecată a lunii pentru noi, dar care este luminată în ochii altora. Luna este aproape de Pământ. Uneori, Luna pare atât de aproape de Pământ, încât ai crede că o poți lovi dacă mergi cu avionul. Deși este mică, comparativ cu distanțele dintre planetele Căii Lactee, distanța dintre Pământ și Luna este mai mare de 384.000 de kilometri. Doar ca idee, ți-ar lua 40.000 de kilometri să înconjori Pământul, deci ai putea înconjura Pământul de 9 ori și ar fi mai puțin decât distanța de la Pământ la Lună. Construcții precum marele zid chinezesc se văd din spațiu. Deși acest mit s-a popularizat în secolul 21, asta nu înseamnă că avem vreo dovadă că marele zid chinezesc se vede din spațiu. Ba, dimpotrivă, majoritatea pozelor din spațiu arată că marele zid chinezesc este imposibil de văzut de la o distanță așa de mare. În unele poze, în schimb făcute de mai aproape, se pot vedea dealurile pe care este construit marele zid chinezesc și rareori se poate vedea și zidul, asta dacă poza este făcută de la o distanță foarte mică. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să apăsați butonul de like. Dacă ați ajuns până la final, bănuiesc că vă place spațiul, iar în dreapta aveți un video despre planete. În stânga aveți ultimul meu video, vi-l recomand. Până data viitoare, vă urez baftă!